Consiliul Județean Buzău va aloca 500.000 de lei anul acesta pentru organizarea Zilei Naționale și a sărbătorilor de iarnă. Banii urmează să fie cheltuiți în general pe mii de stegulețe și cocarde tricolore, reviste cu teme speciale dedicate Mari Uniri, cadouri pentru copii, dar și momente artistice programate pe toată durata lunii decembrie. Era normal să asigurăm sumele, că este o perioadă în care trebuie să și pregătim acele evenimente. Este ziua, vorba de Ziua Națională, avem și multe evenimente culturale în povestea respectivă, parteneriatul care îl avem cu cei de la armată, concursurile de istorie, este normal să fie așa și să trebuie să făcute anumite tipărituri, trebuie să luăm și altfel de lucruri pentru acel eveniment și era normal să ne pregătim din timp. De asemenea, Consiliul Județean Buzău și-a anunțat participarea financiară și la organizarea revelionului din Piața Dacia, alături de primărie. Se menține și obiceiul de a oferi buzoienilor de Ziua Națională a României o masă tradițională cu fasole și ciolan în zona obeliscului din Parcul Crâng.